Bună, dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod de vlog. Am zis să nu mai lungesc perioada și să fie momentul să încep să filmez acest episod de vlog care este cerut și așteptat. Astăzi o să vă vorbesc despre experiența celei de-a doua cezariene, cum a decurs totul, cum a început totul și cum s-a terminat totul și cum mă simt acum la câteva zile după naștere. Totul a început într-o zi de joi, când am mers la ultimul control a fost. La control pe mine mă durea burta foarte tare, aveam contracții, doar că nu aveam contracții regulate și ai grijă. Nu aveam contracții regulate și totul era bine la ecograf. Așa că doamna doctor mi-a spus că sunt într-un pretravaliu și să mă duc, atunci aveam 37 de săptămâni și 5 zile și că bebe trebuie să stea până la 38 de săptămâni dacă reușim să-l ținem. Am luat medicamentele prescrise de dânsa în continuare și cu durerile care nu erau de naștere am reușit să mai stau câteva zile. Am mers din nou luni la control pentru că deja pierdusem lichid duminică seara. Așa, îmi cer scuze, dar sunt cu copii în mașină. Așa, și am mers la un control. I-am spus doamnei doctor că deja am pierdut o grămadă de lichid. Am pierdut și luni dimineață lichid. Burta m-a durut toată noaptea. Bebe se încorda destul de tare și nici măcar nu mă mai puteam întoarce de pe o parte pe alta. Când am ajuns acolo, am așteptat o grămadă pentru că doamna doctor era într-o cezariană, iar când m-a băgat acolo pe masă, mi-a spus că totul este în regulă, colul era închis, totul era bine. Dar când am ajuns și m-a pus la ecograf, la începutul ecografului mi-a făcut din nou măsurătorile și mi-a spus că bebe este pregătit să mai stea încă câteva zile, că mai am puțin lichid. Dar dintr-o dată mi-a zis, vă internez, exact așa s-a exprimat, vă internez. Nu mi-a spus nici măcar motivul, era destul de panicată. M-a întrebat dacă în dimineața respectivă am mâncat ceva, dacă am mâncat ceva dulce sau dacă am băut ceva rece și acidulat, ca să-l stimulez pe bebe și i-am spus că nu. Așa că după câteva minute am mers acolo jos la internări și mi-a spus că o să vorbim imediat după ce îmi face foaia de internare. După ce am dat acolo toate datele și am semnat actele necesare, doamna doctor mi-a spus că bebe nu mai mișcă cum trebuie, nu-i mai simte mișcările nici la ecograf și că trebuie neapărat să mă pună la aparatul acela de contracții să vedem ce se întâmplă cu el. Am stat câteva minute, m-am schimbat în hainele necesare pentru spital și am ajuns într-o sală de travaliu unde am fost pusă la un monitor pentru contracții, unde s-a văzut după vreo un sfert de oră că bebe mișcă, doar că nu așa cum trebuie, nu puternic. Și că este timpul să acționăm, să mă opereze, să-l scoată de acolo. Dar a zis totuși să mai așteptăm să urmărim contracțiile. Am stat de la ora 2 și jumătate până seara la 5, când am intrat în sala de operații. Am stat acolo cu dureri îngrozitoare. Mi s-a administrat un... Mi s-a administrat un nospa injectabil la care nu au cedat durerile. Mi s-a dat un furtun... Mulțumesc! Mi s-a dat un furtun cu oxigen. Eram... Nici măcar nu mai puteam respira. Pune-l acolo, te rog. Nici măcar nu mai puteam respira din cauza durerilor. Mi se părea ceva crunt și îmi doream să mă opereze cât mai repede. Mi s-au făcut analizele necesare la secreție și la sânge. Cele la sânge chiar au venit într-o oră și jumătate. Așa, și durerile au început din ce în ce mai rău. La ora 3 și jumătate mi-a venit rezultatul la analize. Analizele au ieșit bune, eram gata de intrat în sala de operații, doar că doamna doctor a mai avut și alte urgențe, așa că eu am mai avut de așteptat. Adică erau
mai multe fete care aveau și mai multă nevoie ca mine să fie operate. Am așteptat acolo până la ora 5 în pat. Mi se tot administrau niște calmante, niște calciu, nu știu, mi-era foarte sete, mi-era foarte foame, nu aveam voie să beau absolut nimic, mi se părea totul, încercam să nu mă panichez, încercam să fiu calmă, pentru că știam că eu atunci când mă panichez îmi crește foarte mult tensiunea și știam că nu mă va băga în sala de operații dacă am tensiunea mare, deși am reușit să ajung la 15. Și cumva totul a venit destul de calm și s-a terminat destul de dureros pentru mine. A venit o doamnă infirmieră și m-a luat pe un cărucior, m-a dus în sala de nașteri. Acolo, doamne, mi se pare totul sumbru, macabru. Este o cameră foarte rece cu, cred că, 5-6 asistente, 2 doctori, infirmiere. Acolo este o nebunie. Când intri în acea cameră, ești ferm convins că liniștea ta s-a dus. Am semnat actele necesare. Am stat puțin să le citesc, pentru că am mai făcut greșeala la Ianis să nu citesc ce trebuie și să semnez multe cu care nu eram de acord. Așa că a venit medicul anestezist, mi-a spus toate procedurile, deși le știam și dinainte, dar așa este normal să-ți prezinte. Am semnat data, ora, dacă sunt de acord pentru ce mi se administrează, pe parcursul nașterii și așa mai departe. Și m-au schimbat doamnele de acolo în cămașa respectivă, care iarăși îți dă o stare foarte ciudată numai când o vezi cu dungile acelea. Știi ce te așteaptă sau te pregătești cumva pentru ce te așteaptă. Și a început cumva coșmarul. Mi s-a făcut anestezia în coloană, m-au ținut foarte chinuit. Mă dor umerii și acum de cât de rău mi-au apăsat, să nu vă mai zic de durerea din coloană pe care o am, pentru că mi se pare că nu se sfârșește și nu mă așteptam să fie atât de dureroasă, pentru că la Ianis nu am simțit nimic. Mi s-a făcut și injecția respectivă și în câteva secunde mi-au amorțit picioarele. Înainte mi s-a pus sonda respectivă, la Ianis mi s-a pus când deja picioarele mi erau amorțite, dar acum mi s-a pus înainte. Mi s-a tras acea perdea așa în față să nu văd ce fac domnii doctori acolo și au început să-mi pună branule peste tot. O să vă las și o poză. Aveam 3 branule într-o mână, un aparat de luat tensiunea la mâna cealaltă, calmante și toate cele mi se administrau pentru să vadă dacă sunt alergică la vreun medicament. Și tot strigau acolo tot felul de denumiri, 5 miligrame și așa mai departe. Și atunci când eu am văzut toată nebunia aceea, am început să mă panichez și să îmi crească tensiunea. Deja mi se înfundaseră urechile, acolo era o nebunie totală, tot strigau din toate părțile. Iar eu deja încercam să fiu calmă, mi se pusese și masca de oxigen cu care credeam că o să mă descurc, dar în sufletul meu eram cumva liniștită, dar doamnele de acolo mă panicau. Ține mâna așa, trage, fă, eu deja jumătate din corp nu-l mai simțeam. Mi se părea că dânsele cumva îmi induc starea asta, deși eu mă tot rugam la Dumnezeu și îi mulțumeam că o să mă facă bine, că totul o să decurgă bine. Doamnele de acolo au reușit să mă distrugă și mai rău. Îmi spuneau că o să fiu calmă, că operația nu a început, deși doamnele doctor deja mă tăiaseră, au început să mă taie. La câteva minute eram atât de bulversat acolo pe masă, încât când au scos copilul nici măcar n-am știut că e al meu. Am crezut că naște cineva în altă parte, nu știu, atât de rău m-au dat peste cap. Și m-au întrebat, mămica, nu te bucuri că ai născut? Păi ce am născut? Da, e copilul tău, el a plâns. Și în câteva minute mi l-au și arătat, era roz ca o păpușică. M-a izbit așa asemănarea dintre el și dintre Ianis, am avut impresia că este Ianis adus acolo bebeluș. Și tot ce știu e că am întrebat ce greutate are și după aceea n-am mai fost în stare de nimic, pentru că au început doamnele doctor să vorbească deasupra mea că
te rog să-i spui să nu mai facă copii, ce a trebuit ei încă o cezariană. Ia uite câte complicații au apărut. Doamne, are uterul distrus. Au apărut o grămadă de aderențe, cheaguri de sânge care nu se mai terminau. Am început să pierd sânge. Erau foarte panicate. Ziceau, le rugau pe doamnele asistente să încerce să mă stabilizeze, să-mi stabilizeze pulsul, tensiunea, pentru că pierdeam sânge și automat corpul meu se distrugea în continuare. Vedeam, începusem deja să nu mai fiu coerentă. Mă întrebau de vorbă și nu le mai răspundeam pentru că nu mă mai simțeam în stare. Mă panica și mai tare faptul că le auzeam ce spun acolo deasupra mea, nu faptul că sunt pe masă, tăiată și așa mai departe, pentru că copilul se născuse și sincer nu mă mai interesa dacă se întâmplă ceva sau nu cu mine. Oricum eu dinaintea sarcinii, sper să nu plâng, dinaintea nașterii m-am rugat la Dumnezeu ca copilul să fie bine și sănătos. Și dacă se întâmplă ceva cu mine pe masa de operație, chiar nu mă mai interesează și oricum alegeam să mi se salveze copilul. Asta cu siguranță, pentru că la ea mi s-a trecut într-o experiență îngrozitoare și copiii sunt cei mai importanți, pentru că, bineînțeles, suntem mame și sunteți și știți ce înseamnă și la ce mă refer. Așa că, după ce... În fine, au început să mă curețe și au început să lucreze acolo, să mă coase. Doamna mea doctor era mult mai liniștită și vorbea foarte încet ca eu să nu aud ce se discută deasupra mea, să nu mă panichez acolo și mai rău. Dar mâna a doua, cum se spune, adică cealaltă doamnă doctor, era atât de înverșunată că am venit eu să nasc și că fac a doua cezariană, de zici că o făcea ea în locul meu. Oricum le mulțumesc din suflet că s-au purtat cu mine cum a trebuit și că totul a decurs bine, doar că comportamentul celei de-a doua doctoriță a fost, în fine, a lăsat de dorit. Și după ce m-au operat, am ieșit din acea sală, am fost dusă în sala terapie intensivă, unde și acolo este o cameră foarte rece, cu multe aparate la care ești conectat și stai o noapte întreagă. Aveam dureri, deși nu simțeam corpul. Aveam dureri și simțeam numai momentul în care îmi apăsau pe burtă și îmi scoteau copilul. Simțeam cum îmi scot copilul, dar nu simțeam nicio durere, simțeam numai presiunea respectivă. Și când am ajuns în sala acolo la terapie intensivă, mă ardea burta foarte tare, Doamne, picioarele nu le simțeam și deja începusem să mă panichez, deși știam că e normal. Capul nu am vrut să-l mișc sub nicio formă, dar l-am mișcat atunci când mi-au arătat copilul, iar acum mă chinui cu niște dureri îngrozitoare, de simt că îmi pleacă capul de pe umeri. Și m-au reconectat la niște aparate, mi s-au pus niște săculeți cu nisip pe burtă, pe uter, iar pe operație mi s-a pus gheață, multe sticle cu gheață, așa că au venit în continuare să-mi administreze calmante. Deci credeți-mă că mă gândeam că nu mi-administrează calmante, încât cum am reușit, mi-am contactat soțul și i-am spus, te rog, spune-le să-mi administreze calmante, că nu veneau atât de des la mine, pentru că mai era un salon cu terapie intensivă unde erau 4 fete, eu eram singură, pentru că fusesem operată a 5-a și m-au băgat singură. Și tot strigam acolo, calmante, calmante, deși mi s-administrau, doar că efectul anesteziei începea să se ducă. Era totul dureros și nu știam cum să mai reacționez. Mi s-au făcut calmante, la 3 ore după ce mi s-au dezmorțit picioarele, a început calvarul, mă ustura operația, nici măcar nu mă durea cât mă ustura. Nu am reușit absolut deloc să dorm în noaptea aceea și știu că este foarte important ca să nu mai simți nici durerile respective și să fii odihnit pentru ziua a doua când trebuie să te ridici, dar nu am avut încotro și am stat așa, pentru că nu, efectiv nu aveam cum să dorm. Erau durerile pe mine în ultimul hal, mă dureau branulele pentru că am avut mâna plină cu branule. Aparatul de tensiune a fost programat la o oră să-mi ia tensiunea și oricum nu aveam cum să adorm. Ticăia foarte rău și
când mă strângea, știți cum e, vă dați seama, nu mai puteam și dacă mă trezeam, nu mai puteam să adorm, poate doar ațipeam și am preferat să nu dorm. Așa că m-am chinuit o noapte întreagă așa și am zis că poate o să reușesc să dorm când o să fiu dată pe salon. A venit ziua de marți și am fost la 10 dimineața, am fost pusă să mă ridic. Ridicarea, să știți că nu a fost atât de grea, doar că am sângerat foarte rău și doamna infirmieră m-a pus iarăși pe pat, mi-a dat și puțină apă, a fost primul moment când mi s-a dat apă. Nu mai băusem apă de duminică seara și deja era marți dimineața și mă simțeam teribil că nu băusem absolut deloc, dar cu cât beam o gură, cu atât începeam să mă simt mai bine. Am fost pusă din nou pe pat, am stat câteva minute, după aceea doamna m-a pus pe cărucior și am fost dusă în salon. În salon m-am chinuit cu o sondă teribil, mă ustura atât de tare, nu mai suportam să o țin și îmi doream să îmi fie scoasă pentru a-mi fi adus bebelușul, chiar dacă nici măcar nu eram în stare să merg, mă chinuiam. Doar mă gândeam la el să îl văd și să fie lângă mine. Mi-a scos sonda destul de târziu, în jurul orei 2, nu, în jurul orei 3, când am reușit să mă duc să-mi iau și bebelușul în salon. Aveam niște dureri, credeam că o să-mi pierd efectiv organele prin acea operație. Aveam dureri, mă ustura și preferam să stau în picioare. Cu cât mă puneam mai des jos, cu atât totul era mai greu și nu mă mai puteam ridica. Deci, pentru mine, a doua naștere, experiența asta a fost cea mai chinuitoare și chiar nu doresc nimănui să treacă printr-o astfel de operație, deși operația asta vine cu cel mai frumos cadou. Pentru mine, nu știu cum este pentru altele sau cum a fost pentru altele a doua cezariană, dar pentru mine am simțit că este sfârșitul vieții. Am mers prin salon o grămadă până mi-au adus bebelușul și după aceea m-am ocupat în totalitate de el. Vreau să vă spun că după ce l-au adus, parcă mă lăsau durerile, doar că preferam să stau pe marginea patului, să nu mă mai pun în pat, v-am zis că nu mai rezistam de dureri. Toată noaptea bebelușul meu a plâns, el este alăptat cu formulă. A plâns toată noaptea, am stat numai cu el în brațe și cumva și de la calmante și de la nesom am început, da mami, tractorul, am început să mai uit de dureri și nici nu m-a mai interesat dacă dormeam sau nu. Mi s-au administrat medicamente dimineața și seara, perfuzii, cât am stat acolo, doar că, nu știu, mă gândeam la Ianis în continuu. Nu aveam stare, totul, deși știam că e bine și eram cu celălalt copil la spital să ne refacem și să venim acasă, parcă mă păștea așa un, nu știu, un sentiment așa de tristețe că am plecat de lângă el. Așa, cât am stat acolo, am fost pansată, am fost spălată. Doamnele de acolo, credeți-mă că s-au purtat exemplar cu noi, mi s-au administrat calmante și fără să le cer, chiar dacă nu aveam dureri, mi s-au administrat. Deci niște doamne asistente de jos pălăria, mă bucur din suflet că am dat peste niște oameni atât de minunați. Doamna doctora mea, nici măcar nu am cuvinte să-i mulțumesc și nici măcar nu am o viață necesară să-i mulțumesc pentru faptul că este un înger de om, credeți-mă. Că este un înger de om, s-a comportat exemplar și se comportă în continuare și pe toată perioada sarcinii am avut parte nu doar de un ginecolog, ci și de o prietenă, de, nu știu, așa, doamne doctor, să tot găsim și să se tot ocupe de noi, pentru că merităm, sincer, la cât ne chinuim, să avem parte de așa oameni. După ce am fost dată pe salon și mi s-a adus bebelușul, mi s-au făcut iarăși analize la sânge, la care rezultatele au venit în ziua în care eu am fost externată. Și vă dați seama, corpul fiind atât de slăbit, mi s-a găsit o infecție cu candida, mi s-a găsit anemie, înainte și pe sarcină eu nu am avut această anemie, mi s-au administrat acum medicamente, iau o grămadă de medicamente acasă pentru a scăpa de aceste lucruri.
Și mi s-a dat și Clexan, pe care cred că le știți, sunt acele injecții pentru trombofilie. Eu nu am trombofilie, dar le folosesc pentru coagularea sângelui. Le fac în fiecare dimineață, timp de 10 zile, de la ieșirea din spital. Mi le face soțul, care se pricepe la asta. Și acum încă am firele, nu sunt trase, o să merg la tras de fire peste câteva zile. Operația mi este pansată și curățată de către soț, pentru că trebuie să am o igienă destul de bună acolo, ca totul să decurgă bine și să se cicatrizeze mult mai repede. Așa că am ieșit din și voiam să vă spun că la internare m-am internat cu 64 de kilograme și am ieșit din spital cu 53. Nu știu cât se observă, dar eu mă văd. Am rămas cu burtică, urmează să o dăm jos, dar nu asta contează acum, dar am vrut să menționez și acest lucru. Și să vă spun că experiența mea cu doamna doctor a fost una minunată și pe parcursul sarcinii și pe parcursul nașterii și așa o să fie în continuare. Dar nebunia care se întâmplă acolo în sala de nașteri, pe mine una m-a dărmat și fizic și psihic. Să nu vă mai zic că atunci când suntem mutați de pe masa de operație, pe patul cu care urmează să fim transportați în sala de terapie intensivă, doamnele asistente fac așa, pentru că știu că ele nu simți corpul decât de aici în sus și credeți-mă că este ceva cumplit. Dar trecând peste, experiența mea a fost una și plăcută și neplăcută. Dar tot ce mă bucur și tot ce v-am spus, sper să vă ajute și să, nu știu ce să vă mai zic, sper să vă ajute. Așa că dacă mai aveți întrebări, puteți să mi le lăsați în acest episod de vlog. Sper că v-am lămurit, știu că v-am spus mare, dar sunt în mașină cu cei doi copii, îi am aici și am zis să filmez pentru că acum aștept să vină soțul de undeva, pentru că acasă efectiv nu am timp nici măcar să mănânc. Vă mulțumesc din suflet că sunteți interesați de starea mea și că doriți să vedeți mult mai multe lucruri de la mine. Promit să fiu aici pentru voi și aștept următoarele cerințe pentru următoarele episoade de vloguri. Încerc ușor să mă recuperez, este greu, cred că m-am recuperat 50% de data asta și urmează să o fac în continuare. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine și aștept chiar să-mi lăsați și voi în comentarii cum au decurs nașterile voastre prin cezariană, cum au fost experiențele voastre, dacă doriți să-mi scrieți.